Am luat din cauza că noi avem două zile consecutive în care vom face viza medicală și am stabilit că e mai bine să intrăm joi în cantonamente, să intrăm de astăzi, pentru a nu pierde două zile din acest stadiu de pregătire. Pentru elevii pregătiți de Adrian Neaga urmează o perioadă de pregătire plină de meciuri amicale. Totodată, tehnicianul din Titu vrea să formeze relații de joc și să îmbunătățească condiția fizică a jucătorilor. Urmează o pregătire mai intensă din punct de vedere fizic, plus 5 meciuri amicale pentru ei. Cu cine ați vorbit pentru meciurile amicale? Avem perfectate deja meciurile amicale cu Vinci, FC Academica mai nou, FC Olt, Radu de două ori plus mele. În primul rând să creăm niște de relații de joc, pentru că foarte mulți jucători n-ai venit și ne trebuie relații de joc. În al doilea rând pe pregătirea fizică.